La runda a doua, suma maximă depozit este de 40.000 de lei. Deja creștem sumele, creștem banii, creștem câștig. Runda va începe cu două bile verzi. Tu poți lansa aceste bile verzi în ce poziție vrei tu, de la 1 la 7. Mai sunt două bile roșii care cad din același loc de unde ai ales tu să joci bilele verzi. Aceste bile roșii scad bani. Diferența o vor face cele trei bile albe de la mijloc. Acestea sunt întrebările. Ele se fac verzi dacă Magda răspunde corect sau roșii dacă ea greșește răspunsul la întrebare. Din câte vezi, ai pozițiile de la 1 la 7. Dacă vrei să fii mai precaut, poți alege pozițiile 1, 2 sau 3, să cadă bila de acolo. De ce? Pentru că sunt mai apropiate de valorile mai mici. Dacă vrei să riști, dacă ești convins că Magda știe să răspundă, poți alege pozițiile 5, 6 sau 7, care sunt mai apropiate de câștigul cel mai mare de la această rundă. Înainte de a începe jocul, înainte de a trece la bilele verzi, vreau să-ți fac o mică surpriză și să vedem ce face Magda. A ajuns în camera de izolare, nu ne vede, așteaptă. Nu ne aude, așteaptă. Așteaptă. Voi ați vorbit despre experiența asta înainte? Cum va fi? Întotdeauna am făcut ce am simțit. Deci nu aveți niciun fel de strategie? Niciun fel de strategie. Deci tu asta ai vorbit cu Magda. Da. Magda, fă ce simți la final... Ce simți în momentul ăla, asta faci? Voi nu ați vorbit, băi, rupem contractul, semnăm contractul de dinainte? Nu, nu, nu e ok. Zic că dacă e să fie ok, ea știe. Cred că și ea transmite același lucru. Bun, Magda, ne vedem puțin mai încolo. Hai să jucăm. Da. Mai vreau un fist pump. Fist pump. Fist pump, s-au făcut verzi și bilele. Ok. Vom lua... Bilele pe rând, vreau să iei prima bilă verde și să-mi spui din ce poziție vrei să cadă. O să începem cu numărul 4, numărul lunii în care soția mea este născută. Bun, hai să vedem. Lansăm prima bilă verde care se va duce la poziția 4. Când este născută Magda? Foarte bine. Mai luăm o bilă verde și vreau să-mi spui pe aceasta de unde vrei să o lansezi. O lansăm de la numărul 5 și o să asociez cu luna în care e născut Andrei. Numărul ok, 5. Să lansăm bila. Bila s-a dus. Și a ajuns la poziția 5. Hai lângă mine. Sigur. Pentru că văd că ți-ai luat poziția acolo, dar vreau să știi că toată zona asta e pentru tine, da. Ia ta, da? E impunător, e copleșitor, dar vreau să treci peste asta, pentru că ești polițist și ai fost în foarte multe situații dificile. Sigur. Nu ne face pe noi zidul, noi îl facem pe el, da? De fapt, dacă vrei, trebuie să-l faci să fie... Prietenul nostru nu este infractor, nu deci este n-a comis nicio infracțiune, nicio fără de lege. Sigur. Perfect, să cadă bilele! Hai, hai, trimit-o la verde. Hai, nu, verde dreapta, pe 40. Dreapta. Acolo, bun, acolo, bun, acolo. Bun. Mare, 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 dreapta. Hai. Wow. Bun. Nu e bine, dar e bine. E bun. Nu e bine, dar e bine. 7.510 sunt bani pe care îi adăugăm și ajungem la un total de 32.633 de lei. Un început foarte bun, de rundă. Hai să începem cu prima întrebare. Să vedem variantele. A. Ardeal. B. Oltenia. Sau C. Moldova. Pare că avem ținut. Ok, asta ar fi o variantă. Întrebarea e, cu ce le asociem? Ce întrebare poate fi? Păi, nu știu, poate cineva s-a născut acolo, poate e vorba de vreo densitate a populației, habar n-am. Cu siguranță va ști răspunsul. Cu siguranță va ști răspunsul. Bun, ia-o bilă atunci și spune-mi din ce poziție ai vrea să cadă, tu fiind atât de sigur pe tine și pe ea, mai ales pe ea. Fiind prima bilă, o să o pun la numărul 1. Deci stai puțin. Tu ești sigur că va ști, da? Dar vrei să fii și precaut în același timp. Nu, o asociez și această cifră cu următoarele bile. Ok, nu mă bag, da. N-am voie să mă bag. O să vă spun, o să vă spun la următoarea bilă. Nici nu mă bag, da? nu mă uit. Bila s-a dus la poziția numărul 1. Foarte bine. Și nu ne rămâne decât să trimitem întrebarea spre Magda. Da. Din ce regiune a României provenea personajul Leana, partea grupului umoristic Vacanța Mare? Ardeal, Oltenia, Moldova.
Ardeal? Nu. Sunt, nu cred că este Ardeal, având în vedere și accentul celor din Oltenia, zic eu, elimin varianta A, elimin varianta C și blochez varianta B. Bun. Magda a blocat răspunsul. Spune-mi, e răspunsul corect? Hai să vedem. Da. Da, răspuns corect. Răspuns corect. Bila s-a făcut verde. Ai ales poziția 1, dar vreau să o trimiți spre dreapta, mult spre 40.000, da? Cu siguranță va merge în dreapta. Foarte bine. Hai, să cadă bila. Dreapta. 40.000. Dreapta. E bine? Dreapta, dreapta. 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 Nu, 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 nu. Hai, 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 hai. E bine așa, e bine. 1500. E ok. E bine. E bine. E bine. E bine. 34.133 de lei. Am început foarte bine. Dacă întrebările, să vedem următoarele variante de răspuns. Sigur. A. 4, 2. B. 2, 1. C. 3, 2. Avem o întrebare din sport. Poate fi. Poate fi o întrebare din sport. Te gândești la un scor, mă gândesc. Da, un scor de fotbal. Un scor de fotbal. Și Magda se uită la meciuri împreună cu tine sau? Foarte rar, mai mult la handbal. Sau poate fi și tenis. Sau vedem. Eu îți ofer șansa să dublezi. Ceea ce înseamnă că ai avea două bile care cad din același loc. Sigur. Ești sigur? Nu o să dublez, sigur nu o să dublez. A, sigur nu vei dubla. Pentru că, fiind un scor din fotbal, s-ar putea să nu știe răspunsul. Bun, atunci te rog să iei o bilă. Am luat bila. Și să-mi spui din ce poziție vrei să o trimiți. 1 și cu 7, 17, vârsta lui Andrei. Deci tu, lasă-mă să înțeleg, care e raționamentul? Deci acum nu ești sigur, dar pui bila la 7. Pentru că nu, totul este... Totul e hazard. Da. Nu, să fie hazard. Hai, da. Hai să fie hazard. Sigur. Hai. Am lansat bila. Se duce la poziția 7. Și trimitem întrebarea către Magda. Ce combinație de zaruri determină o posibilă mutare poartă în casă la începutul unui joc de table? 4-2. 2-1. 3-2. Au, am emoții foarte mari. Deși pot să spun că nu table, nu știu să joc table. Aici ar fi fost bine să fii tu, iubire. Mă gândesc a. A. Sigur. A. Elimin varianta. Nu au. Nu au. B. Super. Și elimin ce? Elimin varianta C. Sigur, bravo. Bravo. Blochez varianta A. Bravo! Bine, de obicei nu sunt aplauze în momentul ăsta, dar tu joci table, bănesc că joci table. Da. 4-2 răspunsul, 4-2 poartă în casă. Și acum avem avea și acum ai o bilă verde de la poziția 7. Ai gândit-o foarte bine. Nu știu care a fost exact strategia cu numerele norocoase. A fost foarte numere bună strategia. Șanse mari de 40.000. Acolo vreau să se ducă bila. Hai să cadă bila. Hai, hai, trimit-o în dreapta. 40 dreapta, e acolo foarte bine. E bine, e bine, e bine, bine, bine. Hai, dreapta. Nu! Hai că a fost aproape, hai că a fost aproape. Da. E aproape, sigur. E de bine. E da. Bine că te place zidul și trimite bila da. Acolo. Avem un total de 34.233 de lei. Și mai avem o întrebare. Hai să vedem variantele de răspuns. Să profită carnivoră medicinală. Cele trei variante, A, B, C. Nu am nici cea mai... Carnivoră. Da. Vorbim despre o plantă. Ar fi o idee. Da. Ea se pricepe? Se pricepe. Bun, eu îți ofer șansa să triplezi în această etapă. Cu siguranță voi tripla. Deci nici nu mă lași să termin, tu deja ești pregătit. Scuze-mă. Am și eu un job aici. Poți avea trei bile care cad din același loc? Triplează, Alberto.
cum câștig posibil de 120.000 de lei. Ia prima bilă, te rog, și spune-mi de unde vrei să o lansezi. Numărul 3. De la 3? Da. Bun. Luna în care eu m-am născut. Luna în care te-ai născut tu. Da. Perfect. Lansăm prima bilă, care se duce la poziția 3. A doua bilă. Ok. Toate 3 cad de la 3. Ok. Să trimitem întrebarea la ea. Ce fel de plantă este orhideea care se hrănește cu substanțe organice aflate în descompunere? A. Saprofită. B. Carnivoră. C. Medicinală. Vai, emoțiile sunt foarte mari. Ce fel de plantă este orhideea? Nu trebuie să fie emoționată. Saprofită. Nu trebuie să fie emoționată. B, din câte știu, nu este carnivoră. Haide, ar fi între varianta A și varianta B. Varianta C. Gândește-te, nu te grăbi. Așa, elimin varianta C, varianta B, blochez varianta A. Super! Super! Și eu, același lucru aș fi făcut și eu. Hai să vedem ce spune și zidul. Răspuns corect! Răspuns corect! Și ai 3 bile verzi, 3 bile verzi, potențial câștig de 120.000 de lei. Alberto, te rog, data trecută ai fost foarte aproape. Poate nu te-ai prins. Da. Poate nu te-ai prins că nu trebuie să stai în dreptul lui 100. Trebuie să stai înțeles, în dreptul... gata. Da? Bine. O să-l atrag bun, de data asta. Hai. Vreau. Da? Deci trebuie să o trimiți acolo. Nu, tot n-ai înțeles. Da. Hai să mergem. Mergem de acum. Hai să mergem împreună. O așteptăm să plece. Nu, stai tu liniștit. Da. Așteaptă aici. Aici o aștept. Ești pregătit? Sunt pregătit. Da? Să vină. O aducem aici. La 40.000. Să vină la tine, să cadă bila. Acum dreapta. Dreapta. Hai. Dreapta. Trimite-le. Bun. Trimite-le. Sume mari. Dreapta. Sume mari. Și. Bun. Și acolo. Și acolo. 40.000, ți-am zis că funcționează. Ți-am zis că trebuie să stai. Nu cunosc eu zidul. Te place zidul. Bravo. Super. 74.334 de lei.